Profesorii din județul Mehedinți au primit cardurile pe care va fi încărcată prima didactică de 1500 de lei, dar rămân nemulțumiți. Acest lucru în contextul în care profesorii sunt restricționați în ceea ce privește utilizarea banilor. Pe lângă acest aspect, banii sunt și insuficienți, spun dascălii. La acest moment, cardurile sunt goale, însă s-a promis alimentarea lor cu suma de 1500 de lei până la data de 27 octombrie. Profesorii sunt nemulțumiți de sprijinul pe care l-au primit din partea guvernului. Deși este un ajutor menit să îi ajute în cariera didactică, dascălii spun că banii sunt insuficienți. Aceștia sunt condiționați să folosească suma primită doar pentru anumite echipamente și doar în anumite magazine, care sunt limitate la număr, cel puțin în Mehedinți. Banii sunt necesari, dar sunt insuficienți. Adică costurile cu pregătirea profesională și materiale necesare sunt mult mai mari. În plus, procurarea acestora este condiționată, adică firmele agreate de guvern nu se găsesc în toate orașele și bineînțeles că au pus adaosuri mai mari, deci este o inechitate. Considerăm că era normal să ne ofere banii la salariu și decideam noi repartizarea acestora. Cardurile au ajuns și în județul nostru, însă nu pentru toată lumea și nu la data promisă. Ele trebuiau să ajungă în 5 octombrie, odată cu Ziua Educației, dar iată că ajung la final de lună. Vor fi încărcate, cel puțin asta e promisiunea, pe finalul lunii octombrie. Da, practic, ele ar trebui să fie funcționale de la 1 noiembrie. Fiecare ban va fi justificat, nu avem nicio sumă la dispoziția profesorilor, așa cum s-a crezut inițial, și, de asemenea, pentru cei 30% care păreau inițial să fie la dispoziție, se va face un referat și se vor aduce documente corespunzătoare, toate având legătură cu pregătirea didactică. Sprijin similar a fost oferit și în anii trecuți. Acești bani sunt veniți pe fonduri europene și, așa cum a făcut acest proiect Ministerul Investițiilor și Proiecte Europene, un anumit regim, adică de cheltuire acestor bani. Pentru formare, pentru dotarea cu diferite echipamente care sunt necesare în procesul de predare, învățare și în dezvoltarea personală, pentru cursuri de formare și diferite kituri profesionale pentru personalul administrativ. Vedeți, asta suma așa a fost prinsă atunci, ordonanța a fost obținută în urma protestelor din vară, în urma grevei. Banii, repet, sunt din fonduri europene, sunt anumite condiții ca sumele respective să fie eligibile. Deci nu există o libertate așa generală pentru cheltuirea acestor bani. La nivelul județului Mehedinți, 3.759 de cadre didactice vor primi sprijinul de 1.500 de lei, iar 760 de persoane, personal nedidactic, vor primi suma de 500 de lei. Au început deja să primească aceste carduri la școli, începând de ieri, astăzi și mâine se vor primi aceste carduri. Până pe data de 27 octombrie, în acestea se vor primi acești bani, 1.500 de lei, pentru a-și cumpăra diferite materiale didactice necesare în vederea susținerii actului instructiv educativ. Lista cu firmele de la care se pot face achiziții va fi publică imediat ce cardurile vor fi încărcate. De asemenea, Ministerul Educației va elabora un ghid privind cheltuirea banilor și decontarea lor.